Președintele interimar al țării continuă seria declarațiilor hazardate, după ce Mihai Ghimpo a declarat acum câteva luni că CSI este o bătrână care își așteaptă moartea. Politicianul constată acum că aceasta mai vrea să trăiască. După summitul CSI, șeful statului a oferit mai multe detalii din bilaterala cu președintele rus Dmitri Medvedev, accentuând că Moldova este victima unui conflict dintre NATO și Federația Rusă. Mihai Ghimpu nu a răbdat nici 24 de ore după summitul CSI și a comandat o baie de presă, chemând toți jurnaliștii la o conferință. Luat la întrebări și solicitat să ofere detalii de la întrevederea cu Medvedev, președintele interimar al țării a fost ca de obicei generos în declarații. În unele momente chiar Mihai Ghimpu trata diverse subiecte sensibile, practic fără gram de diplomație, așa cum se cere unei persoane oficiale care reprezintă un stat în relații cu alte țări. Bună oară, el a acuzat Federația Rusă și NATO că transformă Moldova într-o victimă care suferă în urma neînțelegerilor dintre cei doi actori geopolitici. Sau în urma acestor relații dintre aceste două, NATO și Federația Rusă, Republica Moldova trebuie să sufere. Ceea ce nu este foarte corect. Federația Rusă își rezolvă problemele cu NATO aparte, fiindcă ăsta este teritoriul nostru. Din același dialog bilateral cu Medvedev, Ghimpu a spus lumii întregi că președintele rus șantajează Moldova. El spune că Medvedev i-a dat clar de înțeles că Rusia condiționează soluționarea conflictului transnistrian și retragerea armatei ruse cu neaderarea Moldovei la NATO. În concluzie am înțeles că retragerea armatei pe teritoriul Republicii Moldova și amuniția Federației Rusie depinde de garanția noastră cu privire la neutralitate. Această declarație a fost preluată de presa internațională, care titrează că Kremlinul șantajează Moldova. Unii experți au calificat această declarație drept una hazardată, argumentând că ar putea avea rezultate nesigure, expunând țara la anumite riscuri. Aventura lui Ghimpu însă nu s-a terminat aici. El a spus că nu și-a schimbat părerea despre CSI, doar că s-a convins că baba vrea să mai trăiască și Chișinăul nu va rupe relațiile cu această structură. Eu țin minte foarte bine. Eu mănânc miere de albin și memoria încă e bună la mine. Ce am spus eu în timp campanii electorale? Am spus că CSI este o bătrână care își așteaptă moartea. Dar asta nu înseamnă ieșire din CSI, nu? Așa e că nu. Nu înseamnă. Și așteaptă moartea, dar nu... Ia că baba vrea să mai trăiască. Ce să-i faci? Sorry. Mihai Ghimpu este renumit prin declarațiile sale imprudente, de la Bonjour Maman, cum spun polonezii, până la faptul că își permite să-și cumpere un tank, declarație care a stupefiat și presa internațională. Вот это мой Mercedes. Между прочим, кто-то его зацепил уже. Даже не признался. С той стороны у меня двери задета. Это вторая моя машина, мой танк. Я Sergiu Strungaru pentru